În această dimineață, un biciclist a fost lovit în plin de o autocisternă pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu-Severin. Șoferul autocisternei s-a ales cu dosar penal. Biciclistul în vârstă de 65 de ani a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs la intersecția cu strada Cicero. Un bărbat de 65 de ani din localitatea Brezința de Ocol, în timp ce conducea o bicicletă pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu-Severin, la intersecție cu strada Cicero a fost acroșat de o autocisternă condusă de un tânăr de 29 de ani în municipiul Drobeta Turnu-Severin. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a biciclistului, care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, dar și ambulanța Zmurd. Șoferul autocisternei, un tânăr în vârstă de 29 de ani, s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.